Nu v-am mai arătat cum mi-am finalizat aproape standul de polizoare, polizor relativ și combinată. Astea am făcut automatizare ca să pornească în ambele direcții. Exemplu, la mandrin întrebă direcția asta. Și pentru beria de curățat întrebă exact opusul. Și atunci am pus două contactoare și îmi pornește în ambele sensuri. Pe ăsta l-ați mai văzut. Plez. Deci ăsta mai are așa. Și ăsta la altul. Exact. După cum spuneam, aici am finalizat. Mi-am dus trifazicul, priză trifazică la aparat. Apropo, ăsta e alt aparat, Micmac, cel ce l-am restaurat, vreau să-l vând. Ăsta e ceva mai puternic și îmi place mai mult. Are mai multe opțiuni, ăla era simplu. Da, studiază foarte bine și ăla. Doar că e o oportunitate și îl păstrez. Da, deci am adus priza trifazică aici, cum mi-am stabilit, aparent. Doza exterioară. Priza acum e aici, e foarte țapănă, prinsă în patru dibluri. Aici treaba e frumos că am în același loc am și priză monofazică și două trifazice, chiar două monofazice, două trifazice. Și treaba că am compresorul. Momentan l-am dus de aici, îi dincolo în beci, să zic. Da, îmi trebuie. Uneori mai folosesc și prelungitor să duc afară. Mai lucru cu utilaje și afară trifazice. Și atunci mi-e de folos să am mai multe oportunități. Mai am acel polizor la care încă nu m-am apucat să lucru. Pe ăla vreau să pun pâslă și trebuie să-i fac un suport. La asta într-un video viitor. Nu știu, vom vedea ce și cum.